Se spune că fiecare are atâtea zile câte i-au fost dat să trăiască. Dar există printre muritori oameni care au reușit, printr-un miracol inexplicabil, să fenteze moartea la milimetru. Cazurile uimitoare de supraviețuire sunt catalogate simplu miracole, chiar dacă protagoniștii acestora sunt oameni normali, fără puteri deosebite. Totuși, întâmplările groaznice la care aceștia au fost supuși ne-ar putea face să credem că ei chiar au fost înzestrați cu două vieți. Julian Köpke avea 17 ani. Tocmai absolvise liceul în Lima și se întorcea acasă la stațiunea de cercetare biologică Panguana, fondată de părinții ei în adâncul junglei amazoniene, la aproximativ 150 de kilometri sud de Pucallpa. Locuise la Panguana din când în când, timp de 3 ani, împreună cu mama sa Maria și cu tatăl său Hans Wilhelm Köpke, ambii zoologi. Era puțin înainte de prânz când Julian și mama ei s-au îmbarcat în avion. Zborul spre Pucallpa trebuia să dureze mai puțin de o oră. În 1971, în ajunul Crăciunului, o furtună puternică s-a abătut asupra pădurii amazoniene din Peru. Peste versanții acoperiți de vegetația junglei se vedeau nori negri, uriași, brăzdați de fulgere. Un mic avion cu elice, prins în acest vârtej, a fost brusc deturnat de curenții atmosferici, de parcă ar fi fost făcut din hârtie. Era zborul Lansa 508 pe ruta Lima-Pucallpa. În avion s-a făcut întuneric beznă, cei 92 de oameni cuprinși de groază, pasageri și membri ai echipajului, s-au desprins câteva clipe de pe scaune, după care au fost trântiți la loc, în timp ce bagajele se revărsau din compartimentele de deasupra. La ora 12:36, la aproximativ jumătatea zborului, care ar fi trebuit să dureze o oră, cursa nu a mai putut fi localizată în niciun fel. Avionul ar fi putut face cale întoarsă, dar existau presiuni pentru a respecta programul de sărbători, așa că piloții au continuat să zboare. După aproximativ 10 minute de zguduiri, Julian a văzut o străfulgerare lovind aripa stângă și a auzit mama ei spunând: "Ăsta e sfârșitul, totul s-a terminat." Imediat după aceea, avionul a intrat în picaj. Era întuneric beznă și oamenii țipau, apoi vuietul adânc al motoarelor mi-a umplut complet capul. Avea să-și amintească Julian mai târziu. Pe măsură ce avionul a căzut, s-a rupt în bucăți, separându-o de toți ceilalți de la bord. Următorul lucru de care a fost conștientă a fost că era în aer liber, încă legată de scaunul ei și că se prăbușea în jungla de dedesubt. Când s-a trezit a doua zi, era înconjurată de un frunziș dens. Nu mai era nimeni altcineva. Avionul zbura la o altitudine de 6400 de metri când a intrat în furtună. S-a rupt în bucăți la aproximativ 3000 de metri, iar fata a căzut de la această înălțime. Faptul că Julian a căzut de la peste 2 km fără parașută și nu a murit, ar putea fi considerat în sine un miracol. Dar este cel puțin la fel de incredibil că timp de 10 zile ea a reușit să meargă și să se târască prin jungla deasă până să fie salvată, deși suferea de traumatism cranian, răni adânci și o claviculă fracturată. O situație la limita imposibilului, ce depășește înțelegerea omenească și o experiență prin care un om obișnuit nu ar fi capabil să treacă. Julian însă nu a fost o ființă cu puteri supraomenești. Supraviețuirea ei este rezultatul unui cumul de evenimente care i-au permis să realizeze ceea ce aparent era imposibil. E vorba despre lucruri care, înțelese și aplicate corect, pot fi făcute de orice om. Când s-a prăbușit în vegetația junglei, avea clavicula ruptă, răni, vânătăi și umflături pe corp, ochii tumefiați și pe jumătate închiși de la impactul atât de puternic. Nimeni nu poate spune cu precizie de ce nu i-a fost fatală căzătura. Dar cert este că Julian era pe o banchetă cu 3 locuri, cu centura de siguranță pusă, învârtindu-se prin aer, impactul fiind ușor amortizat pe ultimii metri de ramurile copacilor înalți peste care a căzut.
Cu toate acestea, odată aterizat în junglă, ea ar fi putut face o mulțime de greșeli. Îți poți imagina cum este ca, după episoade în care ești pe jumătate treaz, pe jumătate leșinat, să fii pe deplin conștient și să realizezi că frica ta cea mai cumplită s-a adeverit. Avionul în care te aflai s-a prăbușit. O persoană de 17 ani, rănită, speriată, căzută în junglă, zăcând pe pământ în timp ce vulturii pândesc în copacii din prejur. Pe unul dintre locurile de lângă ea fusese mama ei, care nu se vedea acum nicăieri. După ce a reușit să se ridice și după ce o zi întreagă și-a căutat în zadar mama, a trebuit să decidă ce va face. Sfatul normal în astfel de situații este să rămâi la locul accidentului dacă poți. Dar dacă Julian nu s-ar fi clintit din pădure așteptând să fie salvată, ar fi și astăzi acolo, absorbită în pământul junglei, sub bancheta avionului, asemenea celorlalți. Cu toate acestea, Julian deținea ceva extrem de prețios. Cunoaștere. Petrecuse 2 ani în jungla amazoniană, instruită acasă de părinții ei, ambii cercetători. Știa că poate supraviețui în acest mediu. Extrem de important, ea știa și că vegetația junglei era prea deasă pentru a putea fi zărită de vreun salvator sau pentru a-și semnala cumva prezența. Trebuia să plece de acolo, dar încotro. Jungla se întindea în toate direcțiile, o grămadă de viețuitoare dădeau târcoale, iar multe puteau fi, după cum știa prea bine, periculoase. Așa încât și-a reamintit un sfat pe care îl dăduse tatăl ei despre cum te poți salva dintr-o pădure tropicală deasă. S-a ridicat și a ciulit urechile. A auzit curgând o apă. Și-a amintit că tatăl ei îi spusese că dacă mergi după apă, ajungi unde sunt oameni. Și asta a făcut. Fără ochelari, abia văzând și rămasă cu un singur pantof, a șchiopătat și s-a târât 10 zile de-a lungul pârâului, care între timp a devenit râu. De fiecare dată pășea mai întâi cu piciorul încălțat și pipăia zona ca să evite spinii și colții din junglă. Nu avea de mâncare decât o singură pungă cu dulciuri pe care o găsise după căzătură. Tentația de a se da bătută trebuie să fi fost enormă, dar ea a continuat să meargă înainte, târându-se metru cu metru. După aproximativ o săptămână, una dintre răni era plină de vieri. A mers mai departe și a reușit să scape de ei turnând benzină peste rană luată dintr-o baracă unde niște tăietori de lemne lăsaseră un bidon. În cele din urmă, acești oameni au fost cei care au găsit-o acolo, semiconștientă, și au putut să o urce în barca lor, vâslind 10 ore până la cel mai apropiat sat. În anii ce au urmat, Julian a devenit biolog, specialistă în lilieci peruani și a ajuns să lucreze la o bibliotecă de zoologie din München. În anul 2010 și-a publicat memoriile. În acea perioadă a dat un interviu în care spunea: mult timp, ani la rând, am avut coșmaruri că mama mea murise, că alți oameni muriseră. Mă chinuia întrebarea, de ce am fost eu singura supraviețuitoare? Nu voi scăpa niciodată de acest gând. Această întrebare a bântuit-o pe Julian. A fost ca un sentiment de vinovăție. Ulterior, s-a aflat că după accident mai supraviețuiseră încă 14 pasageri căzuți în junglă, aruncați din avion la distanțe foarte mari unii de alții. Nici unul însă nu a reușit să supraviețuiască junglei. Ce a avut ea diferit de ceilalți? Ce a reușit ea să facă, după norocul inițial care i-a permis să rămână în viață, a fost să-și stabilească prioritățile, să utilizeze cunoștințe specifice și principii fundamentale și să le aplice într-un mod flexibil la propria ei situație. Nu s-a blocat și a adus aminte de un sfat esențial și a făcut corect ordinea de priorități, a fost adaptabilă și pe urmă nu s-a lăsat oprită de nimic, obiectiv după obiectiv, centimetru după centimetru, în ciuda tuturor obstacolelor psihice și fizice pe care le-a avut de înfruntat. Ce a făcut ea a fost extraordinar, dar nu unic. Este o certitudine că putem avea parte în viață de situații dramatice. Din păcate, unii oameni le pot gestiona, alții nu.
Din fericire, foarte puțini oameni vor fi vreodată în situația prezentată.